Ia, dragi prieteni din pești. Haideți să vedem la pești, în relație între el și ea. Să vedem ce se întâmplă, cum va fi viitorul rela relației, da? Dacă mai aveți o persoană sau nu vi se potrivește, o să mai fac imediat pentru a, în aceste cărți. Puteți alege între acestea și acestea. <coughs> El are un copil sau are o persoană mai tânără. Se întâlnește și cu altcineva. Nu văd relație serioasă aici, nici din partea lui, nici din partea ei. Uite, zarurile sunt. că nu, nu este relație serioasă deocamdată. Deocamdată acum în prezent, aici este prezentul, prezentul relației. Viitorul relației, viitorul ei, viitorul lui. Uf. Deci ei iese un alt bărbat cu care va avea mare dragoste. Relația aceasta se va termina, vedeți, sicriul. Se va termina relația. El are magie făcut legat neagră. De asta nu știe ce decizie să ia, nu știe ce să facă dumneavoastră o să nu o să nu să fiți foarte bine, să știți, nu veți fi foarte bine. Și terminați. Ei doi, deci între dumneavoastră și acest bărbat sau această femeie se termină. Ia deja are blocaje, are gânduri de despărțire, nu se simte bine în relație, are obstacole, se gânde, se simte cu granițe, cu probleme cu obstacole, cu este cu gândul sau va cunoaște pe cineva sunt conflicte, ea probabil se ceartă. Au mai fost, ați mai fost despărțiți în trecut, iarăși v-ați împăcat, dar să știți că nu este relație serioasă. Ea tot timpul a fost, să certat sau este o persoană, sau, pentru că nu, nu a primit ce, ce, avea nevoie sau ce s-a aștepta de la el. Da? Poate fi o persoană din berbec, leu, săgetător, o persoană din taur, fecioară, capricorn sau balanță, vărsător. Uh, nu, nu veți rămâne împreună. Ea va rămâne cu altcineva, el va rămâne singur. Singur, să știți, singur. Uh, pentru că alege să lucrează la un proiect sau la o altă relație, sau nu la o altă relație, dar la un proiect. Și alege acel proiect este co uh, concentrat pe un proiect care este o provocare pentru el, este important pentru el, nu are timp, nu se gândește la relație serioasă, nu vrea o relație serioasă el. Așa. Văd că ajungeți, dacă sunteți căsătoriți, ajungeți la un, cum să zic, la un divorț. O despărțire, o... se termină relația. Și veți începe fiecare cu altcineva, o nouă relație. Ia cu altul, dumneavoastră încă nu, dar veți avea mai târziu. Poate să, să rămâneți o perioadă împreună, adică să locuiți în aceeași casă, dar să nu mai aveți unul cu celălalt nimic, până când puteți să vă rezolvați să plecați fiecare în altă parte. Pentru că parcă... Sunteți într-o casă nouă. Da. Și până rezolvați să plecați, fiecare. Până ia iasă... poate, poate ăsta este obstacolul ei, că nu poate pleca. Nu poate găsi o casă. Nu poate pleca din casă. Rămâneți deocamdată în casă, dar după aceea vă despărțiți. Fiecare pleacă. Dar nu rămâne nimeni în casa aceasta. Fiecare pleacă în altă parte. Dacă nu vi se potrivește ce v-am spus aici, ascultați următorul, următoarele cărți să vedem. Cei care nu vi se potrivesc, pur și simplu nu vi se potrivesc. Eu nu am ce face. Aici ies anumite, anumite povești care eu le citesc în cărți, dar dacă nu vi se potrivesc, înseamnă că nu vi se potrivesc să ascultați la toate zodiile. Poate vi se potrivește altă zodie vi se potrivește. Da? Pentru că astea sunt gândul dumneavoastră să vă gândiți. Eu când amestec aici cărțile dumneavoastră, puteți să vă gândiți la persoana pe care o iubiți sau pe care o vreți. Dar dacă nu iubiți și nu vreți pe nimeni, atunci este altă, iarăși altă poveste. Deci, la următoarea. V-ați mutat recent cu acest bărbat. Vă gândiți la el, se gândește la dumneavoastră. Puține neplăcere, greutate pentru o schimbare. Vă doriți o schimbare. Sunteți foarte certăreață. Dar, că veți fi împreună, veți fi. Treceți de orice obstacol. Primiți dar de la el, primiți cadouri, primiți ce vă doriți, primiți mesaje, contract de căsătorie, poate fi căsătorie, da, căsătorie. Acest bărbat trece de anumite bârfe, certuri și se hotărăște să vă ceară în căsătorie. O să aveți o relație de lungă durată, o relație noroc oricare ar fi situația acum dacă în prezent aveți dureri de cap aveți situație complicată se, se, va, se va va fi bine va fi foarte bine să știți apoi văd pe el puțin mai târziu că poate, dacă este departe vine la dumneavoastră dacă v-ați despărțit vă împăcați dar este mult de lucru, mult, trebuie, el are multe de făcut. Probabil ca să fiți împreună sau a avut multă răbdare și acum este răsplătită răbdarea lui. Acum poate fi împreună cu dumneavoastră. Uh, niciun efect negativ încă nu. Adică nici nu va fi. Multă șansă, multe oportunități, satisfacție, satisfacție în relație, cadou primit de la el, foarte mare noroc. Până la următoarea vacanță sau sărbătoare, până la următoarea sărbătoare. Uh, veți avea un mare noroc, o împăcare un, O apropiere, o împăcare O rămâneți împreună Deci până la următoarea sărbătoare uh, Visați Împreună, să fiți împreună Și ea și el visează să fie împreună Veți fi împreună Și la fel Vă văd cu speranță, și pot să vă spun că speranța care o aveți, și ea, și el, se va împlini. Aveți ceva prietenă falsă, persoane false, poate fi prietenă, mamă, soacră, nu știu, care, care vă dă dureri de cap, care vă pune în cap, vă spune multe lucruri care nu este adevărat, nu sunt adevărate, și nu trebuie să ascultați. Totul va fi bine, să știți. Totul va fi bine. El se gândește la dumneavoastră, vă iubește, vă noroc. Nici o, nici o problemă. Cam asta a fost pentru pești. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.